Bucureștenii trec printr-o vară a extremelor. Pe cât de cald este afară, atât de rece este apa din case. Asta pentru că obișnuitele avarii, dar și lucrările programate pentru modernizarea sistemului, îi lasă fără apă caldă zile în șir. Prezent pe un șantier pe care se reabilitează sistemul de termoficare, primarul Nicu Șordan a fost așteptat de oamenii revoltați. Apa nu avem de 3 săptămâni, apă caldă. Trântori. Și ce faceți acum zilele acestea? Ce încălzitul apei. Vreau să văd și eu când se termină lucrarea asta, că dacă nu vin în fiecare săptămână acolo la primăria Gena. De exemplu, anul trecut. Așa a fost întâmpinat primarul Nicu Șordan pe un șantier din sectorul 2, unde se lucrează de zor la sistemul învechit de termoficare. Oamenii au trăit la propriu o vară fierbinte, însă fără apă caldă la robinet. Edilul le-a ascultat plângerile și a dat asigurări că problemele vor fi remediate, însă treptat. Domnilor, nici înainte nu mergea apă caldă, haideți să nu... Nu mergea, dar să fie colaborare, nu să fim dumneavoastră. Eu sunt președinte la obicei și vă spun, de 2 ani de zile se întâmplă aceeași chestie. Problema este că lăsăm 15 minute să curgă apă caldă pe coloana de apă rece și contorul, v-am zis, se învârte. Dar contorul de apă rece, nu, adică plătiți apă... Nu, contorul de apă caldă, vine apă rece, dar contorul se învârte. Este unul din cele 7 obiective de schimbare a rețelei de termoficare, care sunt prevăzute a fi executate pe buget local. Este un tronson cu lungime de 12 km. Ce aveți harta în spate din cele, așa cum am spus, din cele 7 obiective care au un total 63 de kilometri. Așa arată această țeavă din 1947, anul în care a fost montată aici. Urmează să fie schimbată, iar în prezent cetățenii primesc apă caldă prin aceste țevi provizorii. Tronsonul la care se lucrează în prezent are 700 de metri. Abia pe 15 august va sosi conducta nouă, cu întârziere din cauza războiului din Ucraina. Conducta este plătită de către societățile noastre în asociere. Trebuie să o punem în operă, trebuie să finalizăm lucrarea ca să ne luăm și noi. Așa înțeles că trebuie. Reușim? Cei care locuiesc în zona au stat mai bine de o lună fără apă caldă. Cu apa caldă am avut, de exemplu, asta iarnă, tot mereu, de 3-4 ori pe lună, deoarece ei aveau pe rețeaua principală și veneau și făceau spargeri și puneau plombe. Cred că 2 luni. Ce să fac? Am încălzit la aragaz cu ibricul și cu apă călie și să spăl pe mama, care e cu probleme de sănătate. Abia acum, odată cu începerea lucrărilor, oamenii primesc agent termic prin conducte provizorii. Termenul de execuție al acestui proiect din cartierul Pantelimon este de un an de zile. Asta înseamnă că până în iulie 2023, toți cei 30 de kilometri de țevi ar trebui să fie schimbați. Însă lucrările vor fi oprite pe timpul iernii, pentru că oamenii nu pot primi căldură și apă caldă prin sistemul provizoriu. Am încălzit la Oale, la Ligiana, așa ne încălzim, ce să facem? Că nici așa nu putem să stăm. O lună de zile că stau în bloc ăsta. Eu am probleme și cu piciorul, merg în baston, vecinele știu. Și încălzesc la aragaz, din capăt de aici mă duc în capătul celălalt la baie. Reprezentanții firmei care execută lucrările dau asigurări că în perioada următoare, până la sosirea sezonului rece, vor fi înlocuiți aproximativ 1,4 km de conductă pentru a putea asigura la iarnă apa caldă și căldura locuitorilor din cartierele Colentina și Pantelimon. În tot Bucureștiul, puțin peste 10% din rețeaua principală de termoficare este modernizată, iar pierderile sunt de peste 30%. Peste 500.000 de locuințe, adică aproximativ 1.200.000 de bucureșteni, sunt racordați la sistemul centralizat de încălzire.